iar o să mă vadă că intru cu camera, nu, și n-am voie să filmez. Deci am venit iar la Dedeman, păi mai avem de pus wall mount-ul albastru pe perete, nu? Așa că trebuie să cumpăr o bucată de lemn, cumva cu ce să o prind. Bun, am luat tot, hai să urcăm repede sus. Bă, ce electricieni au fost mai aici în apartamentul ăsta? Bă, ești nebun, nici măcar nu... Haide, puii mei! Bă, frate, deci am venit acasă să mă apuc să pun wall mount-ul albastru înapoi pe perete. Pornesc calculatoarele, că de obicei când merg la lucru stinse, când stau acasă spărinte tot timpul, dar când merg la lucru, le o mai opresc. Pornesc calculatorul, aud că pușcă ceva, zic, ce puii mei scurcircuitează, frate? Și mă duc în bucătărie, am luat autofiletanta aia mică, am desfăcut repede capacul și ați văzut și voi ce făcea, frate. Noroc, norocul meu că-s cu camera după mine tot timpul, frate. Deci am camera după mine tot timpul, nu m-am apăsat pe buton și am întors în sus. Plec până jos la magazin și ia foc casa, frate. Ce electricieni au făcut instalația asta, nu pot să-mi imaginez. Deci toți consumatorii din cameră, afară de priza aia de acolo, sunt legați, frate, pe firul ăla corodat rău ce v-am arătat. Toate prizele din camera asta, toată întreaga cameră e legat pe un fir de 1.5, frate. Deci asta a fost problema. Prea mulți consumatori în camera asta pe un fir de 1.5. N-au putut să lege și ei fiecare priză, fratele meu, pe fir diferit, bă, sau măcar să fi pus un 2.5. În fine. Hai că mă pun să le deblanchez, să le curăț, să le repar și după aia să mă apuc să dau găurile, să reușesc să pun și calculatorul ăla pe perete astăzi. Jesus. Am terminat, am făcut o treabă cum trebuie. Hai acum să vedem dacă funcționește. Ia să vedem. Am reușit să fac curentul, acum hai să ne apucăm de wall mount-ul ăla albastru, să-l punem acolo, să dăm găurile, că o să se facă târziu și o să mă înjure ăștia din bloc, frate. Dai drumul la timelapse! Placa mea are 80 de centimetri, deci o să tăiem ăsta 78. Deci data trecută am stricat vreo 3 burghiuri din peretele ăla pentru 4 găuri, acum am de dat doar 2. Îmi ajung 3 oare, nu știu, unul dintre ele cred că e cam bulit. Da, hai să vedem. Spun acum să fac un pic de curățenie, să șterg praful, că oricum e o grămadă de praf cu toate că am pus o chestia aia. După care punem lemnul pe placă, îl punem sus și gata, putem să facem poză, beauty shot and whatever. Acum eu merg să beau un pahar de apă rece, foarte rece și îl las pe ăsta la alt să termine treaba. Se termină bateria la cameră, uite întrerupătorul de la calculator momentan. Hai să vedem cum e până nu se închide camera. Uuu, ai de viața mea, frate, cât e de... Uite contrastul cât e de mare între el albastru și el roșu. Adică cât de bine se vede ăsta albastru față de ăla alt roșu, tată, mâncați așa. Bun, deci am făcut-o și pe asta, inițial aveam altceva în minte, dar oricum trebuia să fac, e ca și cum ar veni ultima parte din transformarea PC-ului ăla albastru, așa că episodul ăsta conclude build-ul. În ăsta ați văzut cum se montează pe perete, ați văzut și cum poți să arzi în casă dacă nu ești atent, frate, blocuri făcute pe vremea lui Ceașcă în puii mei, când aveai o veioză de băgat în priză și mai o veioză. Clar, frate, că le ajungea fir de 1.5. În fine, deci trebuie să fiți atenți. Băieții care v-ați făcut setup-uri din astea, gen cum am eu, cu multe calculatoare, în general, cu cât aveți nevoie de mai multe prize, cu cât aveți mai multe ștechere care intră în priză, încercați să le împărțiți pe la mai multe prize din cameră. Nu luați tot de la o priză. Eu am luat pentru tot ce am aici de la 3 prize din cameră. Dar problema este că toate prizele din cameră sunt legate pe același fir, deci e aceeași căcat, frate. Sunt bucuros, ca de obicei, canalul crește foarte bine. Am niște surprize în viitor apropiat pentru voi, sper să vă placă. Niște idei foarte șmechere și trăznite, așa că abia aștept să le pun în aplicare. Cam atât a fost pentru videoclipul de astăzi. Scurt, mă gândeam nici să nu-l pun, dar chestia cu curentul m-a făcut să-l pun. Ca să învățați și voi din ce am pățit eu. Bine că nu s-a întâmplat nimic, dar na. Mersi că v-ați uitat, sunteți niște șmecheri și ne vedem în următorul video.